ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilelor următoare, săptămânii viitoare, pentru Zodia Leu, ascendent în Zodia Leu. Înainte de toate vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc și nu uitați să vă înscriți la canal dacă nu ați făcut-o. Veți primi notificări cu ceea ce voi distribui pe parcurs. Voi face această etalare cu tarotul transparent, oracolul astrologic și oracolul iubirii. Voi începe cu a purifica energiile cu campanele tibetane. Pentru toți amănații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Leu, ce va fi, ce se va întâmpla în următoarele zile? Cum va fi această săptămână care va veni? Cum va fi zilele de mâine, poimine, de weekend? Haideți să vedem. Pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, Zodia Leu, ascendent în Zodia Leu. 6 de monede. Văd aici un echilibru în viața dumneavoastră. Poate veți cumpăra ceva, veți oferi ajutorul, susținerea dumneavoastră cuiva, generozitate, o sumă de bani, poate o veți primi din partea cuiva. 6 de monede, poate vi se va cere ajutorul, da? Și văd că veți încerca să faceți un echilibru între a da și a oferi, a primi și a oferi, da? Haideți să vedem. 5 de bețe. Anumite competiții în jurul dumneavoastră. Poate vă aflați într-un grup de oameni unde sunt opinii diferite, păreri diferite, discuții în contradictoriu, competiții, conflicte chiar. Poate între copii sau între o persoană mai adultă și copii. Și 4 de monede. Văd că cineva va deveni mai rigid, da? Cineva va fi mai interiorizat, nu va mai dori să ofere sau nu va mai dori să-și exprime sentimentele din cauza acestor conflicte, da? Din cauza acestor instabilități, văd o rigiditate. Poate unii dintre voi veți ține de bani, văd că veți pune bani deoparte. Da. Și împărăteasa. Aici văd foarte mult succes, foarte multă abundență, creativitate, comunicare. Veți fi senzuali, senzuale. Văd împărăteasa aici, văd că veți acționa în ce privește un proiect anume. Da? Unii dintre voi poate veți dori să plecați undeva la câmpie, la țară, în mijlocul naturii și țineți de bani și puneți bani deoparte pentru acest lucru, pentru că aveți nevoie de odihnă, de relaxare. Unii dintre voi poate doriți să faceți un copil, da? Cu împărăteasa aici văd că veți avea mai multă încredere în voi și veți ști mai mult ceea ce vă doriți și văd că unii dintre voi poate vă veți ocupa de un proiect anume și va veni momentul ca să acționați în ce privește acest proiect. Asul de bețe văd un nou început în ce privește dorința, pasiunea. Pasiunea va începe, se va retrezi în relația noastră de cuplu. Văd vești minunate, noi începuturi, noi decizii, văd că veți acționa și văd cu foarte multă pasiune aici, foarte multă dorință, un nou început. Da? 3 de cupe. Văd reușită, succes, petrecere. Unii dintre voi veți avea parte de reușită într-un proiect anume. Poate veți merge la un eveniment, cum ar fi un botez, o nuntă. Veți primi vești în ce privește un examen. Văd socializare, întâlnire cu prieteni, bucurie. Dar ceva nu vă va place, ceva nu vă va satisface la această petrecere. Văd că ceva nu vă va mulțumi, să spunem așa, da? Văd că ceva nu vă va conveni la această petrecere. Și 10 de bețe îmi spune că veți fi foarte stresați și foarte multe responsabilități pe spatele noastre care vă vor obosi.
și să aveți grijă la sănătate. Și să aveți grijă la acea petrecere să nu beți prea mult, pentru că văd că poate duce la un dezechilibru în ce privește sănătatea noastră fizică, da? Pentru alții dintre voi, cereți ajutorul altor persoane pentru a vă ajuta, pentru că e prea mult sau renunțați la anumite responsabilități. Zecele de pețe mai spune și că se termină un ciclu în ce privește. Da, zecele de spade, se termină un ciclu, o suferință, o depresie, vă veți lua zborul. Vedeți, mai aveți puțin și vă luați zborul. Văd că vă veți face bagajul și veți zbura, poate unii dintre voi, veți pleca, veți da la spate acea depresie, acel blocaj, acea suferință, acea dependență chiar, regina de spade. Văd că veți face curățenie în viața dumneavoastră, în ce privesc persoanele care știu doar să dea, să ia, dar nu și să ofere. Sau regina de spade aici vrea disciplină și, cum să zic eu, va fi o femeie care, veți fi o femeie sau energia dumneavoastră, chiar dacă sunteți bărbați, care să spuneți clar ceea ce gândiți și ceea ce nu vă place, da? Văd foarte multă independență. Poate unii dintre voi veți axa foarte mult pe carieră, dar văd și că o femeie va decide să rămână singură. Va prefera să rămână singură și văd foarte multă putere, independență. O femeie, sau poate veți intra în contact cu această femeie în zodia de aer, gemeni, balanță, vărsător, care lucrează într-o instituție. Poate fi mai directă, dar este o femeie sinceră, este o femeie onestă. Doi de bețe și cred că va trebui să colaborați, să căutați o persoană pentru a colabora. Turnul, văd că veți lua decizia să plecați, poate unii dintre voi, sau să vă mutați într-o altă casă, poate să plecați, sau poate veți auzi un eveniment sau o veste care vă va șoca, da? Poate din partea altora vă va spune o veste care vă va lăsa fără cuvinte. Turnul aici poate fi și că se va termina o situație neplăcută. Văd că o femeie va lua o decizie să plece, să se elibereze. Văd că această situație va duce la eliberare. Haideți să vedem ce vă transmite oracolul astrologic. Veți termina cu trecutul, să spunem așa. Veți pune bariere, limite. Veți face curățenie în casă, între prieteni, în familie. Au ieșit cam multe, dar am să le iau. Foarte multe au ieșit. Foarte, foarte multe. Pe noi ne interesează ceva concret, mesaje mai puține, dar care a ieșit din nou. Da, văd că în ce privește stabilitatea noastră sau familia dumneavoastră, rădăcinile, și văd că veți acționa. Va trebui să acționați în ce privește o casă, o familie, văd zodia perfect care are un rol important, un nou început. În ce privește familia aici, în ce privește persoanele dragi vouă, văd că există romantism, există sentimente, iubire. Și văd că vă veți vindeca. În relațiile vor fi vindecate, da? Văd că veți percepe foarte mult, veți fi foarte intuitivi, veți visa foarte mult, veți asculta intuiția, văd că veți axa foarte mult pe divinitate și văd că un parteneriat va avea un rol important, familia dumneavoastră va avea un rol important. Văd aici o transformare între dumneavoastră și o persoană special. Și văd că se va face o clarificare și e nevoie de forță, pentru că cineva dorește să evolueze sau să evolueze în relație și e nevoie de forță și de curaj. În ce privesc relațiile, văd că simțiți foarte multe emoții, emoții profunde și vi se spune să priviți adânc emoțiile dumneavoastră, să le ascultați, să le acceptați și forța ta și slăbiciunea ta va fi încercată, va fi testată în ce privesc relațiile. Trebuie să dai dovadă de forță și de curaj pentru că vor fi provocări și sfide în ce privesc relațiile. Și văd că vei primi o surpriză plăcută și vei fi plăcut surprins și ți se spune în ce privește relația ta să ai mai multă încredere, să oferi mai multă încredere. Ca această relație să înflorească e nevoie de încredere. Și văd că vei fi în sincronicitate cu alte persoane, în același timp telepatie,
anumite semne ți se vor, le vei primi, Universul îți va trimite anumite semne în ce privește o relație de cuplu, în ce privesc relațiile și văd foarte multe binecuvântări și momente minunate de sincronicitate între dumneavoastră și anumite persoane. Și văd că vi se spune că veți intra în legătură cu divinitatea, văd că unii dintre voi vă veți ruga sau faceți meditații, veți alinea cu divinitatea, se va face o clarificare, lumina va intra în viața noastră și veți recunoaște că sunteți unul cu divinitatea, unul cu Universul și că toți suntem conectați și facem parte dintr-un unul, da? Din Dumnezeu. Și nu există separare, vă veți da seama de acest lucru, da? Și văd că veți avea mai multă claritate de până acum. Se va face lumină în relațiile, în viața dumneavoastră. Dragii mei, dragile mele, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere, sănătate!